Bine v-am găsit la un nou episod din strana noastră de Breast la Haidu, o oameni oameni Am stat a feca destul de mult la ferma asta de gold și am strâns o grămadă de rotten flash, o grămadă de șulcăre de rotten flash. Și am adus aici 24 de șulcăre goale, deci am mai făcut rost de ceva emeralde și mai avem aoleu, leon 2, 3, 4, 5, 6, 7, încă 7 șulcăre. Deci abia am golit, mi-a luat o grămadă de vreme să golesc 24 de șulcăre. Mai am încă vreo 21 cu 21, încă vreo 42. Vai, și mai am încă 7. 49 de șulcăre de golit. Mor. O să mor încet golind șulcărele alea. 19 șulcăre de în flash Mai târziu, bum! Ăla -i, am rezolvat. Bine, mai avem 32 de șulcăre de în flash sau 33 pe acolo, pe acasă. Însă, momentan, cred că putem să ne apucăm de alte lucruri, deoarece... Oh, oh, așa, așa. Deoarece vreau să mergem rapid până la zona de șopuri. Asta da... Asta da, am trimis un artific prin portal. Vreau să mergem la zona de shopuri deoarece am înțeles de pe Discord că au cumpărat Raton și Dani de pe acolo. Și vreau să văd cam câți bănuțe am făcut. Și cred că o să încep să iau numai eu bănuții deoarece de vreo două săptămâni Nenea Dark nu mai dat pe aici și nu mai au lucrat la shopuri. La șopul shop la restock, la un alta și atunci nu prea văd sensul să împărțim banii dacă nu mai o pe aici. Așa că hai să vedem. O, oh. astea două sunt aici, bun. mam, 14. Olio, Prismarin. Mamă, dar ne-am îmbogățit ceva și mai avem stone pe aici. A, uite, avem leaves aici, așa. Și avem în partea asta stone, aici avem elitrele. Ok, oh, o, și un, diamant aici. Ha, am înțeles. Și mai avem ceva diamante în partea asta. Da, uite, mai avem astea 28 de diamante pe care le-am strâns în momentul în care am golit toate șopurile. Și dacă îi să facem așa un calcul, cam câte blocuri de diamant sunt? Mamă, 17 blocuri de diamant. Frumos, frumos, le punem aici. Pentru că, după cum v-am zis, o, 22, ăla -i. După cum v-am zis, dacă Dark de două săptămâni nu, mai, nu prea îi pe aici și... E, nu prea, nu îi pe aici. Și numai noi lucrăm la shop mi se pare foarte corect să strângem numai noi diamantele. Și când o să revină, atunci o să le împărțim în continuare. Ne-am echipat, ne și am venit până la ferma de Wither, deoarece am înțeles cum mai săpat Dark și Dani pe aici, a? Mamă, până la 88. Uoleo, să pace ceva oamenii ăștia. Uite, în partea aia va trebui să încep să sapă așa rapid. Și după să săpăm și în partea asta. Deci cred că pot să vorbesc deja cu Puf. Pentru acele două cadrane să vină el și să dau niște TNT după ca să margă dintr-o parte în alta și să distrugă absolut tot. Înapoi! Așa, așa? Am dat în ea! F3B! De ce-i lag? Așa, bun, frumos, 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 frumos. Și am activat și o hitbox-ul cu un F3B. Ei, avem un stack de gestieruri parcă, deci putem să batem ceva mai mulți dragoni, însă parcă n-aș bate momentan dragon pentru că e ferma aia de Wither Rose pe acolo și n-aș vrea să o stric. Eventual dacă bat cu Dark, că atunci, știți, dacă o strică până la urmă e ferma lui, el a stricat o stricat-o și el a fost de acord. Deci, da. Oricum, hai să ne punem pe săpat și să vedem cât reușim să facem în episodul de astăzi. O oră mai târziu și nu mai uitați-vă S-au dus 4 pic de netherite Și mai bine de jumătate de de diamond Și toate au un breaking 3, efficiency 5 Da, o... o fost o oră încărcată să zicem așa Însă totuși uitați-vă cât s-a dus, oh, -a dus. A dus și în time... lapse în timelapse Că ne-am distrat puțin pe aici Și dacă e să ne uităm la statistici, într-o oră de la 130.000 de blocuri de netherite poate am ajuns la 162.000. De deci, să zicem 31.000 de, blocuri, că poate am avut 131.000. deci încă 31.000 de, de blocuri de să săpate. Da, păi... O oră foarte productivă, aș putea zice, însă cred că ajunge în episodul de astăzi cât am săpat pe aici, putem să mergem și pe la alte proiecte, să mai lucrăm și la ele, deoarece trebuie să vorbesc cu Puff sau cu Zino sau vedem noi cu cine să facă niște TNT după pe aici prin partea asta, deoarece putem deja să distrugem jumătate din pătrat. Deci jumătatea asta deja poate fi distrus oricând, numai că trebuie să găsim și cineva care să se înhame la acest proiect pentru că vedeți și voi cât de mare e. Ui, plus măi, ce faci și Ce, ce, ce? Ce? Da, ai acum? Da, da, aproximativ, ați spisem. Ce vânt te aduce? Am venit la tine și am nevoie de un loc de, zic, de parcare, mă. Am nevoie de un loc unde să construiești și un mini shop măi. Păi puteți zici bine, un loc de parcare, un loc unde să parchezi shop-ul. <cute> e bun, e bun, da. poi. hai să vedem, deci. hai să vedem. Deci, ești gata? Hai da, vino și arată-mi unde, poți să construiești și așa, unde Oriunde nu-i construi, poți să construiești. <cute> A, Vorba, bă, 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 uh, hai să da, dar ce shop vrei să faci? Întrebare întrebătoare. Mai, deci, uh, shop meu o să fie secret și aia nu vreau să dau -o acum încă spoilere, așa, dar... Uh, um, Aș vrea să fac ceva de genul, un fel de turn, știi ce zic? Ah, un, ceva... un fel de mare da, da, dani da, da, da. pe aici? Da, ah, ceva de genul, ceva hmm, de, de genul. așa. o să ajungă un chunk? Da, mi-ajunge, mi-ajunge, nu trebuie ha, mai mult. Păi dacă e un turn și cum ne, ne înțelegem noi bine... Eh, eh. Hai, hai cu mine să-ți arătam un loc special uh! Ia uite, dacă e un turn Să se vadă de la oh, depărtare Șmecherică, șmecherică așa așa. direct pe munte așa. aici, da. direct pe munte ah. Și F3G, dacă dai Vezi că muntele ăsta e cam împărțit în două ciancuri. <coughs> Și ah, da, da, chiar, chiar. mea <laughs> lui Cred că hmm, Aici oare să Vreau să văd unde să termină Nu-mi dau se unde să termină Băi, 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 nu, nu mă exist așa mult, adică că, exact cât, cât să ne ieși la blocul ăsta de dar, știi? Adică... Hmm, pe data ți aș da știi două ceancuri să ai tot muntele a tău? Și de asta să nu... asta chiar, chiar, mi-ar ajunge, adică... De asta zic că cred că ți-ar ajunge și mă uitam buraga până unde are, cred că are până acolo să o să-i verific eu TDP-ul Și tu poți să mă aștepți liniștit acolo în birou că o să facem noi Bine? Bine, bine, am văzut, Deci cum vorbea băi domnule Bruce Banner și lui Shama, cât ne costă, zâmi mie, cât ne costă parcela asta de pământ, ă? Parcela asta de pământ, mă, că mai tot ajutat și așa, cât te așa. lasă inima? Un, un discount acolo, mm, ce zici asta. de, zici de duci? Mm. O... -o. <laughs> așa, așa, e, e bun, e bun, 10, eu zic că e un preț bun. Doar 2 secunde, așa, Da. așa, așa, mulțumesc, A. mulțumesc. Și acum ăsta e, da, uite, ăsta îi Citește-l, vezi dacă e ok și atunci îl semnăm și... E ia să vedem, ia să Comisia de hăinușească și la pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenului de zoros. De bă, că declară în Cosma H ca fiind unic proprietar, mă, așa? Bă, valoarea româniei, sărătate și un oroacă ce e, bun. Bun, hai să semnăm. să TDP Cosma H. A, așa, sign and close Și acum îi facem o copie Iar copia o să o primești tu ah. Bam, gata. Sunt uh, proprietarul, gata o, Ești proprietarul, numai să ai grijă de, de TDP-ul ăla Că o să ai nevoie A, de o, el mă, în cazul în care Îl băgăm, îl băgăm, îl băgăm Îl băgăm, îl băgăm, îl băgăm, îl băgăm, îl băgăm, îl băgăm, îl Mai, vă mulțumesc foarte mult, de, domnule Blușmen, acel Foarte frumos, Birou, by the way Da, da trebuie Tre trebuie schimbat, o să fie schimbat, o să fie schimbat. Am place, oricum. Am făcut, am văzut că și eu fac și exerciții, yoga, yoga. Da, asta e ca să mă amintească, știi, să mai fac exerciții Aaaa, din timp în timp, să nu stau bai 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 ca... Frumos, bun, vă mulțumesc frumos, Să zi bună, Samir. Succes, bai succes, bai succes, vă spor la vânzări, pa, pa. Mersi, mersi, pa, pa. Mi-a închis ușa în față, mă. Ei, hey, salutare, ce faci? Tu vii să mă asasinezi pe la spate? A, nu, dar vedeam că te benoclai așa și nu înțelegeai ce se întâmplă aici și vreau să te întreb ce, ce, faci, cum ești, cum... Ce ai stricat aici? Bă, nimic n-am stricat, adică am îndreptat toată zona, am... am făcut... Mi-a venit o idee de afacere după treaba asta. Așa, ia zi. la cutie. Uh. <laughs> ha? N-ai văzut că ți-am lăsat în cutia poșta la niște shop -uri? Mă rog, shop tău de gold. Am văzut niște șurcări pe acolo, dar mă gândesc să le cu item nu, bă, tu mi-ai dărâmat, -mi dărâma ul Nu am, ne-am dărâmat toate shop-urile. mi-ai dărâmat shop Nu, am dărâmat toate shop l-am adică <coughs> dărâmat pe al meu, -am, nu, întâi le-am dărâmat pe Ludorin, ăla a fost primul lucru. Așa. Bun, după aia l-am dărâmat pe al meu. Sorry. <laughs> după aia l-am dărâmat pe al meu și am dărâmat frizeria. Și apoi la final l-am dărâmat și Așa, tău. Am înțeles. Băi, tu mi-ai dărâmat uh, Nu l-am dărâmat, l-am pus într-o cutie. Bă, Hai, zi, zi. Așa. Deci. deci, ideea ar fi în felul următor. Am zis să avem un centru comercial ieftinache. Așa. Și schema ar fi în felul următor. Aici o să avem șapte șopuri la parter și okay. sus încă șase. Bă, dacă ai lăsat aer liber aici deasupra, tu de ce ne puși tu aici în natură să fii în centru? Păi aici în centru o să urmeze o fântână ceva, ne înțelegem noi că n-am avut idee de fântână și... Știi? copac? orice, vedem. Discutabil, putem face, discutabil. putem face un copac gigantic să fie păst... Ve da, vedem. Yeah. Și ne treci niște scări, dar scările alea o să vină direct aici. Deci pe aici o să urci, deci o să fie pe dreapta și pe stânga scări de urcare și de cobor. Mai aici era loc de niște lifturi de alea cu apă și aia era. Să poate și liftul cu apă, dar parcă nu știu, e mai realist așa pe scări sau pe parte lift, pe parte scări. Ca săracii? Bine. O parte lift, o parte scăr, depinde ce vrei să faci. Ce mm. om, bă, abia ne întâlnim și el direct să culcă. Păi, blu, urâtule. Ei, salut. Ce cos acolo? să stau și eu aici la... Puțin la Bine. căldurică. Bine, A. te zidim de un perete. Da, nu mă cheamă Ana. Vrei să te cheme Ana? Nu, 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 așa, așa, așa. A, da, păi, Schema e în felul următor, dar cu le, de fapt, știu, ca și cum zic, o sprezinție, dar practic le prezentăm oamenilor. E, ce va nu? Merge, merge. Schema ar fi în felul următor, am pregătit aici prima parte, partea cu golul și mini-blocile astea, mini-blocule <gript> 10 lei, 10 lei. 10 lei, 10 lei, aici ai prețul frumos și la ce m-am, a, uite că nu i, -i prețul bun. E bun, dar are o linie acolo după, mă rog, nu contează. M-am gândit la o chestie și maker Fii atent. Așa, să avem am. aici. Hmm, da, e okay, ok, ok. Să avem în partea asta șase butoaie cu morcov și cu mere de aur. Cred că numai asta de sus să fie cu mere e, de aur și în rest. Să Ah. Și eventual să avem o težgea aici. Știi, de vreo 5 blocuri să pară ca și ah. cum ai și cum pe de la težgea. Da, ce -o facem din asta? Nu din din asta, numai că am tras așa, știi, aproximativ mm. să vedem din ce o să fie. Puteți să facem din lemn sau. Cred că tot Blackstone ar fi. Cred că Blackstone. Mai bine, da. mai da, și un lucru, fii atent, pentru că trebuie să zic treaba asta pentru mini-blocuri. În cazul în care nu știți cum stă treaba cu mini-blocurile astea, este un data pack. Dacă vreți să vedeți toate data pack pe care le avem pe server, ei bine, în descriere găsiți link către serverul de Discord al Bresley și acolo la sesiunea de informații utile găsiți o, de fapt, o arhivă cu toate data pack -urile. Și de că până am vorbit, dar direct, bam. <laughs> hmm, e ok și aici ar trebui, stai că asta ar trebui să fie pus așa. Tot timpul pun greșit. Așa, gata. Și mai trebuie pus și în partea aia la și... Poate faci un design ca aici. Și pot să pun su, sau să pun jos item? N-aș pune jos item frame-uri. Păi nu știu. Nu? Dar găsim noi. Suntem băiți de scurcări. Da, cerere. cum ne descurcăm? Numai să găsesc item frame-urile astea. Și stai că ar trebui să găsesc asta de la tarabă. A, și aici asta. Oficial, Oficial, primul shop... Ce? Oficial, primul shop din complexul ieftinache este gata. Uci, două, șulcare. este gata. Avem în partea asta frumos, ia uite. Bam, bam, panouri, în partea aia, în partea aia, să vezi că... Da, în momentul în care intri, să știi, da, uite, mă duc și vreau gold. Vezi în partea asta gold, vezi în partea aia șulcăre, vezi, cam asta ar fi ideea. Și atunci, în partea asta, intri frumos, ai gold aici, am făcut și stocul să fie frumos. În partea asta altă din nou ai morcov de aur și aici ai mere de aur, ăla ai. ăla trebuie, trebuie să faci tu. Poftim? Prezentator trebuie să te faci. Bă, așa, să știi, îmi place să prezint chestii, nu știu să spui ideea asta. Mhm. Mm ai, ai pus un thread acolo. Și avem noi mm -hmm. o chestie, Darkule, aici, aici. Fii atent, Bam. Te vezi? Bam, pentru restock. Pentru restock. Dar nu vindem așa ceva. Așa. Deci, deci cam asta ar, fi, asta ar fi primul interior. E mai micuț așa, însă, sincer să fiu, ai tot ce trebuie. Vrei morcov de aur, vii aici, ai și prețurile acolo. Vrei mere de aur, aici. Ce vrei place să-mi vende Aici. Da, știu cum e, eu l-am golit. Eu l-am <laughs> golit. și acum, știi care e faza? Întrebarea e, unde să vină shop de șulcăre? Cred că fiind mai mare, și că o să vină și șulcăre normale, șulcăre colorate, cred că ar merge aici. Plus că o să vină alea cu stone, grass și ce o să mai vindem noi. Cred. Nu știu, E păi bun. Că, știi ce vreau să fac? Vreau să fac și niște șulcăre cu blocuri de cuarț, niște șulcăre cu alea cu frunze, mă înțelegi mai multe. A, că te joci cu villagerii, bun, bun, bun. Da, păi asta ar fi ideea, să, ca noi să vindem chestii industriale, adică, nu știu, vrei un steak, un stack de frunze, te duci și cumperi de la, de la Dani, de la Peter, de la alții. Vrei să cumperi un șulcăr de frunze, cumperi mai ieftin și vii și direct de la noi, ce zici? Merge, merge, bravo, bravo. Așa, perfect, bun. Eu mă pun pe treabă atunci, Darcule. Darcule, acum că ai revenit, am pregătit aici shopul de șulcăre, grass, dirt, la el, frunze, nu. bricuri, quartz, șulcăre colorate și stone. Multe în shop ul ăsta, ai? Cam mult. Hai să vezi. Deci, în partea asta am zis să fie șulcărele, știi, să nu mai fie puse pe jos, că ocupă prea mm. mult spațiu, să vină direct aici. După, șulcărele cu grass, dirt, stone, frunze, bricuri și quartz, pentru că după cum am zis, dacă lumea vrea să ia câte un stack, găsește câte un stack pe alte shopuri. Dacă vrea să Adevărat. ia direct un shulker, vine la noi. Așa. Aici paintinguri, bone blocks și item frame -uri. În partea asta, sfintele litre și aici, Așa aici mai urmează să fac o casă de marcat, cumva. Așa pe, <gână> pe Am înțeles. Da, da, și în partea asta, nu știu, deci pe peretele ăsta și în partea aia o casă de marcat pe peretele astea, nu știu. Mm -hmm. E <laughs> așa. da, aici, aici am dă cu virul. Să fac și niște covare ceva, dar momentan atât am reușit să fac până ai venit tu. Zic că... A, da, și geamurile o să vină sus. Ok. <laughs> și Bun. în partea asta mă gândesc la fel, știi, niște, un geam așa mai mărit la acolo. Hmm, hmm, cred că ar fi e... interesant. Și pe exterior vedem noi cum îl... Uh, uh nu, nu, e chiar atât de simetric, dar putem să facem o chestie. Eh, vedem, așa. Da, ne, mai gândim. A, arată decent, merge, merge. arată interesant, bravo. dar nici... Bine, aici e simetric ce e drept, dar na, aici ne-am gândit să fie simetric. Nu. bă, da, păi, am zis să fie dreapta și stânga, știi? A, da, stai cum am luat de tine, de vreo. Da, da. De vreo. Aici vedem bine, oricum, aici o să vină simetric măcar, deci în partea asta vine, vin două geamuri de trei, cam așa, oh. Opa. ce Da, nene. Așa, două da. geamuri de trei simetrice. Apoi, mm. în partea Afară asta... A trebuie să vadă bine, cred. Ea. Ea, merge. O, da, îs... simetrici unul față de deci, Mă stresează hal... pe două parte culorile astea și diferite, dar merge. A... Arata cam dubios să rămân așa, știi, basic stuff. Da. Da, adevărat, nu știu, habar lasă da, da. Vedem, vedem, hai acum să facem și geamuri de alea Și după aia. aia trebuie să hmm, Mai avem ceva shop de făcut Nu știu dacă în episodul de astăzi Dar cule, Z. restoc, restoc Ce restoc, mă, urâtele? Restoc, mă, ce, restoc ha. Hai să vă să vezi ha. Ha. De ce, fii atent Bam, bam, ia uite aici ha. Boom! Bum, restoc <laughs> Și aici Așa, și fii atent, mai mult restock, boom, Paintinguri. uri Restock, restock. Restock, restock. Restock, restock. Restock. Ce, a, a mai, 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 a, ok. Ne punem atunci aici, bun. Deci, am făcut toate prețurile. Pe aici, Blu. la tot ce ne trebuie, okay. zi, zi, ce? O, okay. oh, da, 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 te mai distragi și tu ceva, a? Ma, bă, marca noastră Ah, A, da, mă, să nu pierdem din anterior anterior ce am făcut. Da, da, ai dreptate, ai dreptate. Acum, să las asta aici. Elitra de frumos, o elitra un bloc de diamant. Merge. merge. Eventual dacă mai aveam un gemuleț aici, dar na, dacă nu-i simetric afară, e... e bine. Ok, ok, rămâne așa. A, da, și trebuie să duc, o să duc eu după aia, cred că de afară, tot, că știam, șulcără, am chestii. Da, Da, și schema ar fi în felul următor, că am pus prețurile, Lucarul? 16 diamante. Ce? Cât era șulcărul? 3 diamante. De totdeauna? Da. Da, da din totdeauna, nu din totdeauna, au fost 5 dar la am scăzut la 3. Asta e prețul final. Păi ce era 10? Aha, asta erau 10. Asta erau 10 și acum as 9 pentru... și le-am și enchantat. Mă, mă rog. Hai Așa. Zic. Deci, am văzut că Dragon vinde un stec de bricuri pe un diamant. Eu tot căutam. <laughs> un stec de a? bricuri pe un diamant. Și hai să punem 16 diamante, normal ar fi 27. Dar să fie 16 diamante un șulcăr de bricuri, că na. Să fie. Merge. Și aici, pentru că ar fi 2 diamante, un stack, momentan n-avem quartz, dar pentru că ar fi două diamante, un stack, să fie un shulker 36 de diamante. Bam, 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 bam. <laughs> Ce om, bă. Okay. <laughs> Asta că avem. Bine. O să mă fie 5-4, ar fi, mă rog, 5-4 de diamante și am zis să fie 36, să fie mai puțin. Și acum o să zic că oamenii în comentarii, la tine că, mai da. O să zic că, bă, dar nu credeți că e cam scoateți din afaceri? Apreciez. Așa, nu credeți că e cam scoateți din afaceri pe oameni? Păi nu, A. pentru că dacă cineva vrea un stec de bricuri merge și dă un diamant pe un stec de bricuri. Dacă cineva vrea un shulker de bricuri vine aici. Deci e pentru toate categoriile. Are, are o logică, are o logică. Păi da, cine vrea pentru un proiect gigantic vine are, la noi. Vreau un Ce, ce, ce? Uite ce mare o, odorizant. O frumos. mamă ce tare. Asta e odorizant? Mm -hmm. A, nu, stai e dezinfectant, uite dacă te uiti de aici apare, stii, kind of, aproximativ, pare, pare, are de, de muște, nu? <laughs> da, puteți spune și așa. <laughs> și cam astea ar fi cele două șopuri ale noastre, momentan cele două interioare. Și uh! o să le mai aranjăm, Yay! <laughs> nu, stai, stai, stai! <laughs> <laughs> și mai urmează în următoarele episoade să mai facem și celelalte două șopuri și mai vedem ce... ce reușim și noi să facem. Uuuu! Da, zic cam mult Bun. Însă, eu zic că putem să încheiem aici acest episod, nu? Că deja ne cam lungim. Adevărat. Bam. Așa. Faci tu intro, o fac eu intro? Uh, outro, pardon. Pa, pa. Pull, fac. ok. Așa să vi spus eu, oameni faini, sper v-a acest episod. Dacă dați ce v zic, zicut și noi să ne revedem data viitoare. Până atunci, zici voi, toată și mai a fost Bushman. El a fost Dark. Nu, nu, i-am fost Dark, el a fost Bushman. La revedere! Pua, Ia un pum. Așa. e,